Mi s-a întrerupt video. Nu știu de ce. Pui ciorinul mami. A terminat mâncarea. Aolea. A terminat mâncarea ciupineilor mami puiuți. Ai că vă mai dau, vă mai dau mamica. Vă mai dau, dai. Dai. Mai dau mamica. Sunt copii care eu nu i-am mai văzut până acum, așa, călare, călare, mamă. Da, puiuțul, du-te și mănâncă. Florile lui Nadia s-au uscat. Eu i-am spus să nu cumpere, că nu cred că au rădăcini. Sau poate nu rezistă. Ar fi butași, nu știu. Ciupinul lui mamei, de noi. Uite. Florile lui Nadia, toate s-au uscat. Da. Gata. Gata, vă. Mămică, ce înfometa sunteți puișori, doamne. Da, mama. Ia să vedem. Nu te speria, Ileana Cosânzeana. Ce mămica te iubește, puișorul. Da. Ah, uite, mămica te iubește. Ți-a mai dat de două ori să faci. Nu știu de ce mi s-a întrerupt videoul ăla. Poate am atins ceva, ori n-am spațiu. Da, ăsta e favoritul. Favoritul, mama. Unde-i ciupinii, tata? N-am văzut-o. I-a crescut penele din vârful capului și nu o mai recunosc. Nu mai știu care s-ar putea că e asta care a zburat așa. Da. Favoritul vine și stă pe geam până îi dă mămica lui zi-o papă. Da. A zburat. Acum mai avem acolo doi. Și aici avem trupa. Trupa întreagă de copii. Copii nemâncați, că nu mai sunt muște pe afară, nu mai e nimic. Vis-a-vis, la etajul 9, e o pisică pe geam. O pisică albă murdar. Nu știu cum îi dă voie stăpâna ei să stea pe geam acolo, e foarte periculos. În fine, asta e. Copii lași, drăgă lași. Mămica vă iubește, v-am dat de multe ori să mâncați și acolo la observator. La observator sunt porumbei. Porumbei, dragii mei, mami vă iubește și cu drag vă crește. Și azi când terminăm grâu, mămica îi mai spune lui Nadia să cumpere. Și dacă ea nu vrea, o să mai comandăm la Bringo două pungi. Îi păcălim, nu 10 produse. O să-i dublăm pe fiecare produs. Nu-i așa? Da? Da, mami. Astea fiind zise, ăsta e care îi dăm noi la porumbei, alpacaș din grâu, care e foarte bun. Sper să nu ne înjure femeia de servici, care mătură acolo jos. I-a zis lui Nadia că grâul care îl dau ăștia pe jos, îl mănâncă șoarecii sau șobolanii. Și eu am zis, ei, lasă să mănânce și ei. Păi nu, ce să facem? Trebuie să trăim toți, și noi, și porumbeii, și șoarecii, și șobolanii, da.
Asta e. De jos, de la subsol, au dat afară pisicile care erau și au astupat găurile să nu mai intre. Poate o fi rămas câteva acolo care au murit. Și acum ne-am umplut de șoareci și de șobolani. Asta e. Mai binele e dușmanul binelui.